în această seară o am alături pe una dintre tizele mele, interpretă a cântecului moldovenesc, iată-o la București, pe Doina Timu Anton. Bine ai venit pe vatra cântecelor noastre! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Doina, de unde anume din Moldova vii tu? Din centrul Bucovinei, mai sigur, dintr-o localitate de lângă Gura Humorului, se numește Valea Moldovei. Ce frumos! Știu că am trecut prin Valea Moldovei, am fost și la un balul gospodarilor la Valea Moldovei. Acolo este o tradiție unde se păstrează obiceiul de a face această serbare a gospodarilor. Mai nou am înțeles că o să înceapă să reînvie sărbătoarea cartofului, pentru că este zonă de cartof. A fost totdeauna oamenii și etalau producția să vadă care a lucrat mai bine și cât de bogată a fost producția. Și încă este producție bună acolo, nu? Încă este, da. Este zona de cartof. Mi-ai vândut un pont. Când ajung în zonă, îți muzeu cartof de acolo. Da. Foarte buni, foarte gustoși și fără pesticide. Aici am rețineri, că vreau să spun, chiar țăranii, ei înșiși nu știu ce anume pun. Ei tot cred că pun ceea ce trebuie, dar ele sunt tratate, acele substanțe, într-un fel în care nu e Acum sănătos. Ar suna un pic ca reclama, aș putea spune totuși că fratele meu face un pic de agricultură ecologică, folosește doar îngrășământ natural. Să-mi dai adresa. Cu drag. Cum ai ajuns tu în București, Doința? Când eram foarte mică, mama mea, pe vremea respectivă, televiziune încă nu apăruse la țară și doar un difuzor undeva în perete și se auzea muzică, iar eu, fiind foarte, foarte mică, mă țineam de pătuți și tot dansam și tot dansam și ascultam și cred că mormăiam în legea mea acolo și a zis, mama, gata, asta este artistă. Și așa a pornit, primii pași aceștia au fost către muzică, către artă. Am ajuns la București când aveam 9 ani. De ce? Pentru că, cum ți-am spus, mama a considerat că sunt suficient de talentată încât să pot să fac muzică de calitate sau, mai bine zis, de performanță. Deci mama ți-a marcat destinul. Mama, da. A scris că era la ora 11, cred că la radio, răspundem ascultătorilor. Și a spus, unde pot să înscriu eu copilul meu? Și a primit și un răspuns, o informație, da, Liceul de Muzică George Enescu, București, sau Iași, cred că Ciprian Porumbescu se cheamă. Și a ales Bucureștiul, n-aș putea să spun de ce. Că Iași era mai aproape de Suceava. Iași era mai aproape, da. Am ajuns la București, am făcut instrument, pentru că atunci, la vârsta aceea... Era obligatoriu. Era obligatoriu instrument. Ce ai făcut, vioară sau pian? Violă. 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 Și secundar pianul. În clasa noua, prima treaptă de liceu, așa... Dar unde stăteai, iartă-mă, unde stăteai în timpul ăsta? La cămin. Era cămin pentru copii? Erau și este și acum cămin, da? Pentru de specialitate, pentru copii, da. Ai ajuns la liceu. Am ajuns la liceu, am făcut canto popular cu domnul profesor Gavril Prunoiu, care este un cântăreț de marcă. Da, și un profesor. Și un profesor. În primul rând, pentru care mine a fost părinte. Foarte bine multe voci cunoscute azi. Da. Pentru mine a fost un părinte, pentru că a ținut foarte mult să ne educe. Întâi ne-a educat. Ne-a spus că viața pornește de la modul în care te trezești de dimineață și de dimineață trebuie să faci câteva exerciții fizice, să deschizi geamul și neapărat în fiecare zi să mănânci un măr și doi morcovi. Și doi morcovi. Și doi morcovi, da. Asta, așa începe prima dimineață, ziua de dimineață. După care poți să te speli, poți să-ți faci duș, dar așa trebuie să înceapă. Gimnastică, te-ai spălat, un măr și doi morcovi. Da. Interesant. Tehnică vocală tot de la dumnealui am căpătat-o. Ulterior am făcut și canto clasic. Asta mă întreb. Cum ai ajuns să cânți muzică clasică? Și să fii angajată, astăzi ești angajată în corul? În corul radio, da. În corul academic radio, al Radiodifuziunii Române. Cum am ajuns? Mi-a plăcut. În facultate am făcut muzică corală. Și m-am îndrăgostit de muzica corală. Eu, totuși, făcând canto clasic, mi-a fost foarte ușor să mă adaptez. Asta eu în facultate m-am îndrăgostit de dirijat. De dirijat. Și da. Totuși dirijor n-ai ajuns. Nu, n-am ajuns, dar asta îmi plăcea foarte mult. Probabil că eram obișnuită deja cu corul, că în liceu pedagogic cântam în corul liceului și eram obișnuită cu corul, dar dirijoratul mi s-a părut
o noutate așa care m-a atras. Este o artă foarte frumoasă. Da, da, da. E frumos de făcut, dar... De unde la început ești amețit, da. Unde să te duci, la care voce să arăți intrările? Mi s-a părut mai frumos din față să privesc dirijorul decât să fiu eu să în față. Da, 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 da. Așa că am ales totuși cântul coral și se pare că viața așa mi-a fost răzită să mă îndrept către această latură. Am cântat multă muzică clasică. Am avut șansa asta să vizitez Europa, probabil în perioada în care alții doar visau să iasă. Grație corului, nu? Grație corului, da. Și am făcut și solistică, tot grație corului. Pot să spun că sunt și foarte emotivă. Emoția am de fiecare dată când urc pe scenă. Nu contează ce fel de scenă. În momentul în care am urcat pe scenă, consider că mă acaparează, dar am emoții. Emoții plăcute. Da, da, da. Iubesc adică scena. Uneori ți-e dor de ele. Tot timpul când... mi-e dor da, de da, da, da. Nu fugi de ele. Adică nu niște emoții care nu. Să nu sunt te determine să clachezi. Da. Nu sunt destructive, dar le am. Le-am și consider că emoțiile sunt fac bine. Benefice, da. Benefice da, 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 da. Sufletului. Așa este. Ajungând în corul radio, am îmbrățișat cu totul. Deci asta este pâinea de zi cu zi, pâinea pe care o pun eu familiei mele pe masă, dar îmi place ceea ce fac. Genurile sunt diferite. De la vocal simfonică, de fapt aici este, noi suntem formație vocal simfonică, până la a capela, până la bizantină, ce este nevoie și unde suntem solicitați, acolo mergem. Dragostea de folclor, asta este. Cum de nu s-au disociat lucrurile? Tot timpul am cântat, dar m-am adaptat timpurilor. Imediat după facultate m-am căsătorit și folclorul m-a salvat din multe. Muzica populară, nu folclorul. Muzica populară. Iar... cu timpul am considerat că nu mi este suficient muzică populară, pentru că rădăcinile erau mult prea adânc înfipte în sufletul și în inima mea și am zis, acolo trebuie să mă întorc. Mama mea a fost dintotdeauna iubitoare de folclor, ceea ce vedeți pe mine este făcut doar de ea, cu mâna ei făcut, a cusut toată viața și acum. Deci ceea ce se vede pe cămașă, să știți că reprezintă mărgele, nu cusături. Nu, mărgele, da. Mărgele care, din care s-a făcut acest model, dacă putem să dăm un detaliu. Și dacă se poate da un detaliu, aș putea spune că într-o discuție a mamei cu niște musafiri, zice, Doamne, dacă aș putea să fac un drum de cusăturile mele făcute în această viață, aș face o cărare până la București și una înapoi. Atât de mult a cusut și place și coase și la ora aceasta are 79 de ani. Mulți înainte, să trăiască, să mai coasă. Doamne ajută, să fie sănătoasă, să coasă. Asta contează. Am 32 de... cămași? Eu zic că sunt podoabe. Făcute de mama toate? Făcute de mama toate, niciuna noi nu cumpărăm pentru că o avem pe mama. Da, și eu te-am mai văzut cu ele la spectacolele pe care la care ai venit în vară, dar n-am știut că sunt făcute confecționate și de mama. Și astea tot țesute de mama. Cătrința. Și Cătrința, da. Și poalele sunt făcute, trebuie să spun că degeaba acum numai, poalele sunt poalele tatei, bunicului meu. O să le vedem când. Da. Da. Sunt poalele bunicului meu, de la o cămașă le-am retezat și le-am făcut pentru mine. Le-am adaptat, da. Tot făcute de mama mea. Printre multe lucrături ale mamei, am o oie pe care o purta ea la 14 ani. Așa, nu mă mai încape, micuță, că era normal, frumos. La 14 ani era micuță. Să o arăt, pentru că sunt podoabe și sunt nestemate. De da. Neprețuit. Folclorul, m-am întors la folclor, da? Am avut parte ca maestru Arvinte, Constantin Arvinte, să mă asculte la noi la radio și mi-a încredințat câteva piese, lucrări muzicale și după aia zice, vreau să vii până la mine. Și primele mele înregistrări de folclor au fost când eu aveam 18 ani cu
maestru Bibi Coman la pupitru. Al știu, care azi e la Palatul Copiilor. Care azi e la, da, și cu orchestra de copii. Da, da, da. Am înregistrat în radio. Știu pe Bibi de când era foarte tânăr, când venea la Ecran Club cu orchestra, de-abia și-a făcut orchestră. Doamne, ce au trecut anii. Îl da. Salut și eu pe Bibi dacă, dacă se uită. Da. Iar următoarele le-am făcut cu Adrian Grigoraș. Următoarele au fost orchestrate de maestru Arvinte, orchestra radio, Difuziunii Române și cu, la pupitru cu Adrian Grigoraș. Și tot așa, tot cu orchestra radio care a urmat. Spune-mi dacă în, în acest timp în care ai reînceput să cânți și de atunci încoace tot cânți, ai realizat niște materiale pe care îți le păstrezi pe un suport digital, pe CD-uri, albume, nu știu... CD-uri propriu-zise scoase pe piață, așa, așa. Nu am. Cred că a fost și greșeala mea că niciodată nu am încercat să adun un buchet de melodii să pot să le și așez pe un CD, pentru că am piese, dar înregistrate în mai multe etape și sunetul nu este același, nu este compatibil. Așa că am rămas la stadiu de proiect. Acum este doar un început, pentru că din cele 12 piese care le-am gândit, 4 sunt gata. Urmează, sper că de curând să fie. Pentru și că toată viața ta este legată de cântec și că toată viața ta ai trăit din cântec și trăiești din cântec, fie din cântecul clasic, fie din cântecul popular. Spune-mi, aș vrea să dai un sfat celor care sunt la începutul acestui drum, al afirmării, al unei profesii pe care și-o vor să fie de viitor. Cum ar putea să trăiască din cântat? Care ar fi condițiile? Ai tras o concluzie după ani de zile, după o experiență vastă, ai tras o concluzie. Care sunt condițiile să reziști într-un spațiu al interpretării cântecului și să și trăiești din asta? Ca și sfat nu aș putea să dau sfat. Aș putea doar să spun ce am făcut eu. Așa. Mi-am respectat în primul rând meseria și m-am respectat pe mine însumi. Nu am făcut compromisuri și nu fac compromisuri. În niciun fel. Iar dacă în meseria pe care o practici, indiferent de ea, ții calitate și ții la vârfuri, nu ai cum să nu ajungi acolo unde trebuie. Și în privința glasului? În privința glasului, ca în orice muncă, trebuie muncit. Glasul întreținut. Cum îl întreții? În fiecare zi. Ar trebui să-l întreții. Da. În fiecare zi, glasul meu cântă. Este, în primul rând, ziua, pentru că am și această posibilitate, dar ziua mea de dimineață începe cu încălzirea glasului, cu vocaliză. Acasă chiar. Da, acasă doar mormăit. Note lungi pentru a-mi ridica vocea. Nu altceva, dar momentul... Asta mă interesa. Dacă atunci când, înainte să deschizi gura în ziua respectivă, trebuie să încep cu niște exerciții. Pentru că eu de la foniatrie am învățat că încep ziua cu ceva sunete nazale până exact. Să încep să vorbești. Exact, ca să se ridice vocea, ușor să se ridice vocea. Vocea și toate organele sunt leneșe. După ce te ridica din pat, ele sunt lăsate și vocea și corțile vocale sunt lăsate. Deci să nu începem să vorbim tare de dimineață. În niciun caz. Iar primul lucru pe care trebuie să-l faci este să începi să ții niște note lungi, mormăite, așa cum ai spus, fără a deschide gura, ele să fie cât mai nazale sau ridicat în vălul palatin. După care poți să începi cu vocalize. Și cred că asta e valabil și pentru actor, nu absolut. Numai pentru cântăreț. Pentru orice a menține corzile vocale. Toți cei care folosim glasul. Profesor, da, absolut. Învățător, educator, da. Atâta timp cât se vorbește și se cântă pe piept, cum se spune. Deci tot diafragma. Da, nu se folosește tehnica de cânt, va apărea răgușeala, vor apărea disfoniile vocale. Dar oricât de neștiutor ai fi, dacă de dimineață la prima oră încerci să ridici un piculeț vocea, să faci câteva vocalize, vocea se menține. Mulțumim frumos! Era nevoie și de astfel de sfaturi de la oameni competenți. Îți mulțumim mult de tot că ai poposit pe fatra cântecelor noastre și îți mulțumim că ne-ai adus și daruri muzicale pe care abia așteptăm să le ascultăm. Cu mare plăcere, eu vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc audiție plăcută. Mulțumim frumos!